Luni seara, într-una din sălile Muzeului Țăranului Român, trebuia să fie difuzat un film care făcea referire la homosexualitate. Un grup de derbedei au întrerupt o proiecție a unui film într-o instituție de cultură, iar poliția și jandarmii nu au intervenit. Polițiștii care stăteau de pază comentau între ei: băi, eu am boală pe homosexualii ăștia. Reprezentanții Poliției Capitalei contrazic însă declarațiile reprezentanților comunității homosexualilor. La un moment dat s-a oprit proiecția acelui film. Au urmat anumite discuții cu cele două tabere, să spunem așa, cu organizatorii și cu celelalte persoane care au intrat acolo în cinematograf. Măsuri mai bune de asigurarea accesului acolo în instituție ar fi dus la evitarea acestui eveniment. Până în acest moment, la poliție nu s-a registrat nicio plângere față de acest incident. Nici reprezentanții muzeului nu au vrut să comenteze situația creată. Membrii comunității homosexualilor care au protestat în fața instituției spun însă că vor face tot posibilul pentru a-și face cunoscute problemele. Că există o comunitate formată din lesbians, gay, bisexual și transexual. Oamenii ăștia există. Mesajul nostru sau al meu personal de indignare și sentiment de persecuție, că nu pot efectiv să merg să mă uit la un film mainstream, la general vorbind, nu ne vom opri niciodată din efortul nostru de a fi acceptați și priviți ca orice alt cetățean al țării este ea. Protestul nu a durat decât o jumătate de oră, pentru că nu primiseră autorizație, reprezentanții comunității homosexualilor au fost nevoiți să-și întrerupă manifestul la apariția poliției.